Povestim cu specialiști despre sarcina la 40 de ani. Doamna doctor Anca Sultan este medic specialist obstetrică, ginecologie, doctor în științe medicale. Să rămână bună dimineața. Bună dimineața. Nici nu îndrăzneam să gândim o sarcină la 40 de ani. De obicei, doamnele se grăbeau până în 30 ca să elimine din riscuri. De ce am ajuns cum am ajuns în etapa asta? Păi cred că am ajuns în etapa asta în primul rând pentru că viața noastră socială și profesională este mult mai activă decât a părinților sau bunicilor noștri și pentru că în ultima perioadă din ce în ce mai multe cupluri amână această decizie din diferite motive, stabilitate financiară, concentrare pe carieră sau de ce nu poate unor găsirea mai târziu a partenerului potrivit în viață. Dar oricum, sarcina la 40 de ani deja nu mai e un subiect tabu sau raritate. E un fenomen actual al societății. Și înțeleg că odată cu evoluția în știința asta a medicinii a scăzut și riscul la care se supunea. Medicina modernă aduce într-adevăr multe soluții și sunt multe metode care ne ajută să ne păstrăm și fertilitatea și să reducem și riscurile asociate sarcinii. Rămânem la riscuri. Care sunt cele majore? Pentru mămică, poate primul risc ar fi cel de avort spontan. Care este mult mai mare după 40 și mai ales după 45 de ani. Apoi, pe parcursul sarcinii pot să apară o serie de complicații, cum ar fi diabetul gestațional sau hipertensiunea indusă de sarcină, anumite probleme legate de trombofilie sau anumite afecțiuni tiroidiene, riscul de naștere prematură, faptul că e o probabilitate mult mai mare să naștem prin cezariană după 40 de ani, pentru că, în general, avem travalii mult mai lungi și mult mai dureroase, cu mai multe complicații. Dar aș vrea să punctez că există și niște avantaje, totuși, în cazul unei sarcini la 40 de ani. O să ajungem la ele imediat. Vreau să vă spun să vă întreb de riscul de sindrom Down. Asta e riscul pentru bebeluși, da. Există un risc mult mai mare de anomalii genetice, anomalii cromozomiale, sindrom Down, Edwards, Pato, care crește după 35 de ani undeva. La 40 de ani ajunge la 1 la 85 de copii. Ok. Spuneți în care sunt... Cât de important este stilul de viață atunci când vrem să avem un bebe după ce am trecut de 40 de ani? Stilul de viață e important oricând, dar după 40 de ani... crește foarte mult șansele de fertilitate și scade riscul de complicații pe parcursul sarcinii. Adică alimentația corectă e foarte importantă, bogată în nutrienți, pentru că susțin și ovulația și dezvoltarea fătului. Sportul regulat este esențial, ne ajută să ne menținem o greutate optimă. Toată lumea știe că asta e important în sarcină și astfel reducem și riscul de complicații pe parcursul sarcinii. Pe lângă asta, sportul ne ajută să reducem stresul și să ne menținem o sănătate mentală cât mai bună. Și sănătatea mentală, adică stresul, anxietatea, depresia, bineînțeles că ne scad șansele de fertilitate și afectează evoluția sarcinii. După 40 de ani, dacă doamna se hotărăște să devină mămică, trebuie să facă alte de investigații? Trebuie să facă cam același set de investigații ca și o mămică mai tânără, dar mai are în plus câteva analize de făcut. Avem un mare avantaj că în ultimii ani au apărut niște teste genetice non-invazive, prenatale, care se pot face chiar după 10 săptămâni de sarcină, astfel că la 12 săptămâni deja avem un rezultat și în cazul în care el este nefavorabil, atunci mămica poate încă să ia o decizie în ceea ce privește păstrarea sarcinii. Noi, în Estul Europei, mai putem avea discuțiile astea. Mulți din vest nici măcar nu le pomenesc. Da. E final, avem nevoie de o concluzie. Zic aici să punctăm avantajele da. Sarcinii de după femeile 40 la 40 de ani sunt femei mature. Din punctul meu de vedere, mult mai pregătite financiar și emoțional să devină mame. Corect. Și să nu uităm că studiile spun că o mămică la 40 de ani care a rămas natural, însărcinată, fără tehnici de reproducere umană asistată, are o speranță de viață mai lungă. Asta spun studiile și s-a demonstrat asta, pentru că, în general, estrogenul care se eliberează în organismul femeii fertile ne ajută să ne menținem sănătatea inimii, a oaselor și a altor organe. Și pare să creierul primește semnalul că de acum și pentru mult timp de atunci încolo... Mămica trebuie să fie foarte bine. Asta de foarte multe ori ne stimulează să avem un stil de viață cât mai sănătos trebuie și să avem grijă de noi. Trebuie să fie bine ca să crească puiul ce l-a adus pe lume. Interesante schimbările astea de perspectivă și ne bucurăm tare mult că suntem și noi martorii lor. Doamna doctor Anca Sultan, dacă aveți nevoie de informații, un simplu search pe motoarele de căutare vă poate conduce către dumneai. Vă conducem către noi după o scurtă pauză. Ne întoarcem la Neața, căci avem în zi de vineri de făcut lucruri pe bază de tărăboi, dar și de informații, după cum tocmai ați văzut.